Noua echipă ACS Poli Timișoara ar putea să aibă o mare surpriză la începerea campionatului. În aceea serie și-ar putea face apariția și echipa lui Marian Iancu. În cazul în care va rămâne în Liga a doua, gruparea lui Iancu nu va juca însă pe Dan Păltinișanu. Nicolae Robu speră să cadă la un acord cu finanțatorul bucureștean și să păstreze la noua echipă câțiva jucători din vechea garnitură. Înscrise sunt și vor rămâne probabil. Nu știu cu ce lot vor juca, nu știu dacă se vor prezenta meci de meci, n-am discutat subiectul acesta. Cu domnul Iancu este problema dânsului, sunt oricum echipe și societăți total diferite. Cred că toată lumea s-a lămurit acum că între ceea ce facem noi și ceea ce a rămas din ceea ce avea domnul Iancu nu este chiar nicio legătură. Atâta tot că noi am încercat să atragem înspre noi jucători dintre cei care s-au afirmat la Politehnica în perioada Iancu, pentru că nu avem niciun motiv să nu o facem, sunt timișoreni, sunt jucători care sunt chiar îndrăgiți de către suporteri și e firesc să le fi întins mâna, să încercăm să îi atragem la această nouă construcție. Nu știu ce face domnul Iancu. Nu există vreo posibilitate ca dânsul, ținând aceste echipe în Liga a doua sau a treia, să nu mai lase jucătorii, să nu-i mai transfere? Dacă are gânduri de performanță cu această echipă, probabil că atunci își și ține jucătorii buni acolo. Dacă nu, îi lasă să vină înspre noi sau înspre alte echipe. Știm că sunt o parte la Chiajna, alții, mai știu eu pe unde, împrumutați sau chiar transferați. Nu știu să vă răspund. Semnale dinspre dânsul n-ați primit în acest sens? Ultima mea discuție cu dânsul a fost în acești termeni. Că ne va da cu titlul de împrumut jucători din cei pe care îi mai are sub contract și că așteaptă din partea noastră o listă și desigur așteaptă înțelegerea cu jucătorii în privința salariilor. Că aici este o relație directă cu jucătorii, nu e implicat Marian Iancu.